Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Declarația politică de astăzi se numește Apelul AUR către toți unioniștii autentici de a merge împreună la alegerile parlamentare din Republica Moldova. Vreau să aduc astăzi în atenția Parlamentului României o temă care se află printre prioritățile partidului care îl reprezint, și anume alegerile parlamentare din Republica Moldova. În premieră, un partid care a fost validat în România, este vorba de Alianța pentru Unirea Românilor, candidează cu același nume și sub aceeași siglă la alegerile parlamentare de pe malul estic al Prutului. Unii dintre dumneavoastră ar putea spune că este o temă care nu are de-a face cu țara noastră, că e o problemă internă a unui stat vecin. Nimic mai fals, și o să demontez această abordare cu două argumente de necontestat. Peste 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova au în prezent și cetățenia română, iar procentul celor care își doresc unirea cu România este de 40%. Obiectivul AUR în Republica Moldova este acela de a oferi o platformă comună forțelor unioniste pentru ca acest curent cu largă susținere populară să fie reprezentat în viitorul Parlament al Republicii Moldova. Așa cum în România, până la apariția AUR, forțele care militau pentru păstrarea și valorificarea patrimoniului național erau dezbinate și luptau între ele, și în Republica Moldova unioniștii sunt fragmentați și concurează între ei. AUR este în Republica Moldova un proiect unificator și am făcut deja pași importanți în aceeași direcție, în această direcție. Uniunea Salvați Basarabia, Partidul Popular Românesc și mai recent Partidul Liberal s-au alăturat AUR. Vom merge împreună la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Pe această cale lansez un apel către toți unioniștii autentici și valoroși să vină alături de noi. Am convingerea că dezideratul unirii Basarabiei cu România este cu mult mai puternic decât orgoliile care îi separă pe unioniști. Avem o șansă istorică ce poate să apară odată la câteva generații, aceea de a da un partid unionist asumat care să performeze atât în Parlamentul de la București, cât și în cel de la Chișinău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Deputat AUR, Adrian George Axinia, județul Prahova.